Bun găsit la Prima News, doamnelor, domnilor, este ora 12 și suntem împreună și astăzi pentru două ore. Titlurile orei 12. Premierul Marcel Ciolacu afirmă că procentul cu care au crescut veniturile atât pe gospodărie cât și pe persoană este mai mare decât cel cu care au crescut prețurile. El admite că este o diferență mică între cele două procente, dar susține că e pe plus, nu e pe minus. Prim-ministrul arată că până în toamnă inflația trebuie să scadă sub 5% pentru ca românii să nu simtă creșterea nivelului de trai. Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionuț Troie, a fost ales luni seară președintele organizației PNL Sector 4 cu votul la 734 de delegați. Troie le-a transmis membrilor organizației că rezultatele nu sunt doar al unui singur om, ci al întregii organizații. Deficitul bugetar s-a situat la 2,07% din PIB pentru primele 3 luni, potrivit datelor preliminare, în contextul în care în primele luni au fost făcute plăți de 5-6 miliarde de lei pentru contracte de înarmare, în timp ce cheltuielile sunt în creștere de aproape 2 ori față de perioada similară a anului trecut, a confirmat ministrul finanțelor Marcel Boloș la evenimentul special organizat de Profit.ro. În acest context, cu datele privind execuția după primele 3 luni, Ministerul face o analiză a finanțelor statului, a spus Marcel Boloș, care a dat asigurări că în pofida rundelor de alegeri programate pentru acest an, finanțele vor ține cheltuielile sub control. Produsul intern brut, date ajustate sezoniere, estimat pentru trimestrul 4-2023, a fost de 420,7 miliarde lei prețuri curente, în scădere în termen real cu 0,5% față de trimestrul 3-2023 și în creștere cu 1,1% față de trimestrul 4-2022, arată datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Prima lansare a rachetei spațiale Angara 5 de pe cosmodomul rusesc Vostocini va avea loc marți, a anunțat Agenția Spațială de Stat Roscosmos, în ceea ce ar putea fi o piatră de hotar pentru ambițiile spațiale ale președintelui Vladimir Putin. Spania va renunța la așa numitul program Viza de Aur, care le acordă drept de rezidență străinilor care fac investiții mari în sectorul imobiliar din țară, a declarat premierul Pedro Sanchez. Comisia Europeană a cerut de mult timp să se pună capăt acestor programe existente și în alte țări, invocând riscurile de securitate. Peste 1 milion de mașini plug-in au fost vândute la nivel global în prima lună a acestui an, conform datelor publicate de unul dintre experți, José Pontes. Categoria mașinilor plug-in a crescut masiv în ultimul an, câștigând 63% între ianuarie 2023 și ianuarie 2024. Acestea vând acum o cotă de 16% din piața auto, de la 11% cât aveau în urmă cu un an. Dintre acestea, 61% sunt mașini electrice, cu o creștere de 48% față de anul trecut. Automobilele electrice dețin acum 10% din piața auto. Restul, de 416.000, sunt mașini hibride. Continuăm cu sport. Spectacolul din Champions League revine astăzi la Prima Sport. Real Madrid, Manchester City va fi transmis pe Prima Sport 1 și Bayern München, Arsenal va fi difuzat în direct la Prima Sport 2. Ambele meciuri încep la ora 22. Pentru al 3-lea an consecutiv, Manchester City și Real Madrid se întâlnesc în fazele eliminatorii ale Champions League. Ca de obicei, încheiem cu informațiile meteo. Vremea se va menține mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi temporar noros și vor fi averse, posibil cu descărcări electrice, în Moldova și Dobrogea, local în Maramureș, în Transilvania și în estul Munteniei. Vântul va sufla în general slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 26 de grade, iar cele minime între 2 și 13 grade. Doamnelor, domnilor, discutăm despre salariul minim european pe care România ar vrea să-l adopte. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Ce înseamnă mai exact acest lucru pentru firme? Și discutăm și despre declarațiile premierului Marcel Ciolacu, cum că veniturile pe gospodărie și pe persoană au crescut mai mult decât prețurile la nivel procentual. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă. Când credeți că va adopta România salariul minim european?
O să vă explicăm pe larg ce înseamnă exact acest lucru. O să-l avem alături de noi pe analistul economic Adrian Negrescu și pe Dan Cristian Popescu din partea Partidului Social Democrat, partid aflat în coaliția de guvernare, partidul care a dat premierul pe Marcel Ciolacu. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la dezbatere. Am revenit în direct, doamnelor. Domnilor, vă propuneam două subiecte în această oră. Unul legat de salariul minim european, pentru că a revenit în discuție ideea introducerii salariului minim european în România. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Ce înseamnă pentru firme după un an cu imprectibilitate fiscală? Și vorbim, bineînțeles, despre veniturile pe gospodărie, despre care premierul spune că au crescut mai mult decât prețurile, cel puțin în acest an. Îl avem alături de noi pe Adrian Negrescu, analist economic, și pe Dan Cristian Popescu din partea Partidului Social Democrat. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, bine m-am găsit. Domnule Negrescu, hai să începem cu veniturile pe gospodărie, că mi s-a părut interesantă declarația asta. Veniturile pe gospodărie și pe persoană, spune Marcel Ciolacu, că au crescut peste procentele cu care au crescut prețurile. Știți că vorbeam săptămâna trecută și despre Marcel Boloș, care a fost la piață și a dat seama că viața e ceva mai scumpă față de cum era acum 3 ani, de exemplu. Ce înseamnă mai exact? Cum vedeți declarația premierului? Premierul Ciolacu prezintă datele de la Institutul Național de Statistică, care într-adevăr arată, cel puțin scriptic, o îmbunătățire practică a acestei statistici, da? Diferența între venituri și cheltuieli. Și chiar mă uitam pe date, deci pe o gospodărie venituri de 7500 de lei, zice Institutul Național de Statistică, iar cheltuieli sunt undeva la nivel de 6500 de lei. Deci o diferență undeva cam de 1000 de lei, da? Între venituri și cheltuieli. Dar atenție, și aici e foarte important de spus acest lucru, salariile pe gospodărie sunt undeva la nivel de 5000 de lei, 5012 lei. Celelalte venituri luate în calcul de Institutul de Statistică sunt tot fel de prestații alternative, tot fel de bani care vin din chirii, din vânzări, din tot fel de activități care nu au legătură cu partea salarială. Ei, acum se pune problema în ce măsură datele prezentate de Institutul de Statistică reflectă realitatea, mai ales în marile orașe, acolo unde, într-adevăr, tu nu ai alte venituri decât salariile, cel puțin marea majoritate a populației. Ei, și acolo unde, într-adevăr, să ai o familie cu doi copii, ai nevoie undeva la nivel de 9000 de lei net în momentul de față, ca să ai un trai decent în România, nu vorbim de un trai foarte bun. Era de așteptat ca premierul Ciolacu, un an electoral, să ne prezinte partea pozitivă a lucrurilor, să pară că, într-adevăr, ne descurcăm cu banii mai bine decât anul trecut, cu toate că avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, avem cele mai mari creșteri de prețuri dintre toate țările din Europa. Să privești doar partea plină a paharului este un lucru normal pentru politicieni. Realitatea probabil pot să o judece telespectatorii fiecare după propriul său buget. Dacă le ajung sau nu banii de la o lună la alta, dacă într-adevăr văd niște scumpiri care bat până la urmă ormei salariile pe care le câștigă în momentul de față. Bun, haideți să ne uităm exact pe ce a declarat premierul Marcel Ciolacu la un alt post de televiziune ieri seară. A dat și câteva cifre. A spus așa că avem o țară stabilă macroeconomic, o să vreau să dezbatem și acest lucru. Avem o țară unde în acest moment scade inflația și încercăm să scădem prețurile pentru alimente. Acolo a rămas un decalaj. Și ca cifre a prezentat așa. Pentru prima oară suntem pe plus de creștere la nivelul veniturilor pe gospodărie. Spune, e 13,5%. Ăsta ar fi procentul cu care au crescut veniturile per persoană și per gospodărie. Per gospodărie ceva mai mic, 13,1%. În schimb, prețurile au crescut cu 11,5%, respectiv 11%, spune premierul Marcel Ciolacu. Însă aș vrea să privim tabloul general, pentru că sunt niște date ale Institutului Național de Statistică care arată o creștere a zonei alimentare cu 11%
față de aceeași perioadă anului trecut, dar și anul trecut au fost prețurile mai mari față de acum. Adică dacă vedem tot tabloul general, nu știu dacă veniturile egalează prețurile. Da, asta este problema, că premierul, într-adevăr, pe bună dreptate, din interes electoral, prezintă numai partea pozitivă a lucrurilor. Dacă e să săpăm în profunzimea datelor și ne uităm la veniturile pe membru de familie, vom vedea că acolo avem, într-adevăr, o altă problemă mult mai mare. Pentru că ce face Institutul de Statistică? Ia toate veniturile și după aceea face o medie. Iar media probabil arată bine, cum arătăm foarte bine, inclusiv din perspectiva creșterii economice. Economia românească a crescut. Dar dacă dai jos inflația, adică creșterile de prețuri, vei vedea că toate cifrele de afaceri, din producție, din comerț, din zona industriei hoteliere, din Horeca, de peste tot, toate sunt pe scădere în termeni reali, pentru că trebuie luat în calcul inflația. Da, noi creștem toate cifrele astea prin inflație, adică pare că adunăm mai mulți bani din economie, pare că arătăm mai bine, dar din păcate când te judeci la nivelul de trai, vezi că, într-adevăr, problemele se accentuează. Avem, din păcate, 1,5 milioane de români plătiți cu salariu minim pe economie în momentul de față. Păi oamenii aia se pot descurca oare, îl întreb pe premierul Ciolacu, cu banii în așa fel încât să aibă un trai decent în România? Eu cred că nu. Cu 1500-1600 de lei ești aproape sărac cu o diplomă, ca să zic așa, într-o Românie în care, din păcate, prețurile au luat o razna. Văd că premierul nu vorbește nimic de inflație. Ne spune doar că inflația se temperează, dar uite să ne spună că în alte țări inflația e la 3%, nu ca 7% cât e România, inclusiv în Polonia, inclusiv în țările din regiune. Deci noi avem o problemă că reală cu inflația. Avem o inflație dublă față de toate celelalte țări din Uniunea Europeană. Aia e marea problemă în România și nu vedem măsurile pentru a reduce până la urmă ormei, a tempera practic aceste creșteri de prețuri. Iar dacă premierul ne spune că vom avea la sfârșitul anului o inflație de 5%, asta nu ar trebui să ne încălzească deloc. Asta înseamnă că prețurile vor crește în continuare în medie cu 5% în fiecare lună. În alte țări se vorbește de inflație de 2%, chiar de 1%. Noi ne lăudăm și ne mulțumim cu 5% inflație. Ei, aici e un mare semn de întrebare legat de modul în care percepem cifrele economice. În septembrie-octombrie, spune premierul, că ar trebui să ajungem la o inflație sub 5%. Bun, vreau să-l salut și pe Dan Cristian Popescu din partea Partidului Social Democrat. Mulțumesc că ați acceptat invitația, domnule Popescu. Drag. Domnule Popescu, real vorbind, aveți veniturile peste creșterea prețurilor, că așa spune premierul Marcel Ciolacu, că aveți venituri mai mari decât au crescut prețurile. Să știți că, și acum domnul Negrescu, cred după voce, a vorbit mai devreme, înțelege ce o să spună. Unul dintre motivele inflației este și faptul că noi în România am avut cele mai mari creșteri de venituri din toată Uniunea, procentual vorbind, nu în valoare absolută. Și e și acest lucru, are și un efect secundar care presează pe inflație. Inflația, da, a scăzut peste tot, și la noi și în alte țări. Și estimările sunt bune față de ce este acum. E un trend de scădere și cred că anul viitor, în condiții de stabilitate, vom avea o inflație normală, adică undeva între 2 și 3%. Da. Dar totuși, de ce în alte țări avem inflație de 3% și la noi de 7%? Doar din cauza asta a veniturilor? Da, creșterea veniturilor are și acest efect. Este unul dintre motivele pentru care avem o inflație un pic mai mare ca în alte părți. Păi nu e chiar un pic mai mare, e dublă. Știți că am avut-o spre 17% maxim și acum suntem undeva sub 7%, deci în alte țări, în economii mai stabile, în Germania a fost 10% maxim, acum e probabil pe la 3%. Deci, adică ne uităm și la mărimea economiei și la stabilitatea ei. Suntem într-o economie în creștere, într-o economie care a avut cele mai mari creșteri din Uniune, dar fundamental, nu putem să ne comparăm cu economia Germaniei sau cu economia... Nu, da, putem să ne comparăm cu alte economii mai mici, nu? Bineînțeles, dar... Sau putem să ne comparăm cu alte țări din... Am avut cea mai mare creștere a veniturilor dintre toate țările europene, procentual, repet, nu în valoare absolută.
Sau putem să ne comparăm, de exemplu, pentru că am mai auzit argumentul, domne, avem război la graniță, avem niște probleme de acest fel, ceea ce e adevărat. Însă... Da, au fost și cauze legate de acest lucru, dar v-am spus, una dintre cauze, care e pe fond e un lucru pozitiv, creșterea veniturilor, are și un efect secundar legat de inflație. Dar pentru țările baltice, care și ele sunt afectate de... Prețurile se întind până cât poate puterea de cumpărare. Adică dacă sunt mai mulți bani în piață, automat cresc și prețul de puțin. Pentru că cantitatea de produse e aceeași. Mă rog, nu explic acum, pentru că oamenii înțeleg ce spun. Da, dar țările baltice care au avut, au de asemenea graniță acolo cu Rusia, sunt și ele în egală măsură poate afectate de război, au avut un maxim de 21% de inflație, 21,7% de exemplu Letonia, și a scăzut până la 1,1%. Bine, acolo vorbim și de țări care sunt deja în zona euro, sunt puțin alte mecanisme. Nu vorbim de o monedă proprie. Și se raportează, e o raportare diferită la zona euro. Da. Și ei și noi ce avem în comun este că, și mă rog, noi n-ar trebui să avem acest lucru, că suntem dependenți pe zona de alimente de importuri. La ei, mă rog, nu-i ajută atât de mult clima, pe noi ne ajută, dar totuși importăm mai mult decât ar fi nevoie în zona de consum, de coșuri de consum. Da. Bun, să lăsăm și pe domnul Negrescu. Vă rog, domnule Negrescu. Da, noi mai avem două mari probleme. Stimă domnul Popescu, aș mai ridica două semne de întrebare legate de, unul, de prețurile la energie și gaze, unde avem într-adevăr niște prețuri foarte mari. Gândiți-vă că plătim cel mai scump curent electric pentru companii din Uniunea Europeană, cu toate că noi îl producem aici în țară, da? 80% din necesarul de curent electric îl facem în țară cu companii de stat, Hidroelectrica, Nuclearele Electrica, da? Aici e o mare problemă la prețurile la energie și gaze, care duc, din păcate, inflația la un nivel dublu față de celelalte țări. Și aici domnul Burduja ar trebui să intervină. Iar pe de altă parte să nu uităm că este și efectul creșterilor de taxe de la 1 ianuarie. Am triplat impozitul pe cifra de afaceri la micro-întreprinderi, am introdus acea taxă de 1% pe cifra de afaceri la marilor companii, am crescut TVA-ul, da, la produsele sănătoase, produsele eco, am crescut TVA-ul la sălile de sport, am crescut TVA-ul la tot fel de băuturi și tot fel de nu mai vorbesc de accizele la carburant, accizele la băuturile alcoolice, la țigări. Chiar ieri s-au scumpit țigările încă o dată cu 2 lei pe pachet. Adică sunt măsuri care au venit și au pus gaz pe focul inflației, dincolo de războiul de la graniță și, într-adevăr, de ceea ce spuneați dumneavoastră, de dinamica veniturilor, de dinamica creșterilor salariale. Așa este. Și ce a spus dumneavoastră, ce ați enumerat, sunt motive de a crește inflația. Și toate se adună, dacă vreți, toate se adună într-o ecuație matematică care ne dă procentul de inflație. Dar v-am spus, ce mă bucură pe mine, dacă există și o parte pozitivă, este trendul descrescător. Pentru că am fost la 17% aproape și am coborât sub jumătate și cred că de aici vom fi iarăși sub jumătate într-un an de zile. Sunt lucrurile care contează. Sigur, nu pot să le lauzi că e inflația de 6%, dar faptul că a fost 17% și acum este mai mică, este zic eu, un lucru bun în toate privințele. Și cui se datorează acest lucru, lui Marcel Ciolacu? Pentru că așa sună din declarația domniei sale. Spune e un așa. Efort comun al coaliției. Au fost și, pentru că astăzi spunem că avem cele mai mari prețuri la energie. Da, așa este, dar gândiți-vă că ele se datorează și unui punct de T0 în care prețurile erau foarte mari și când plafonarea prețurilor la energie a redus inflația. Sigur că ele s-au dus mai jos și anumite gândiri într-o dinamică făcută atunci, anumite prețuri făcute în viitor, cum se zice, în future, s-au gândit atunci că se va vinde scump energia. Și nimeni nu a gândit că o să coboare de jos. Și atunci încă plătim tribut unor previziuni proaste de atunci. Nu știu dacă explic foarte bine.
Dar, nu, ați explicat foarte bine, domnul Popescu. Într-adevăr, noi nu ne-am gândit la faptul că s-ar putea să ieftinească energia și gazele și n-am făcut un mecanism de modificare a celor plafoane în funcție de evoluțiile pieții. Noi am zis că până în 2025 menținem prețul la un nivel și mergem în continuare pe această idee, cu toate că este păgubos pentru economie. Încât s-a considerat safe să mergem sub aceste plafoane, sigur, era dacă mergeai cu plafoane mai jos, antrenai costuri și mai mari de la buget și poate generai taxe mai mari pentru a acoperi acele costuri, pentru că plafonul, sigur, din pix poți să-l pui mai jos, dar trebuie să te gândești că trebuie să acoperi anumite diferențe. S-a mers pe o variantă bună, foarte bună față de ce era atunci, dar uneori nu poți să faci predicții atât de exacte. Da, bine, și unde mai pui că plafonarea asta, domnule Popescu, le-a dus, a adus statului niște datorii către furnizori. Da, dar niște datorii pe care tot noi românii practic le plătim, că nu dă domnul Boloș bani de la el. Dar a limitat inflația, pentru că dacă lăsăm acele prețuri de o piață care le creștea până la 600, 800, 1000%, chiar pe termen scurt, dar nu știam... Păi și acum de ce mai ținem plafonarea asta? Plafonarea este maximală. Oricum nu mai plătim niciun ban acum, pentru că toate prețurile sunt sub plafonare. Adică cineva, ca să obțină bani, trebuie să arate că el are costuri mai mari decât plafonarea. Și nu mai este cazul. Deci plafonarea funcționează doar ca maxim. Nu e și în jos. Bun, vreau să-l salut și pe Rudi, colegul nostru Constantin Rudnitski. Salutare, Rudi. Bună ziua, Andrei. Vorbim de declarația premierului Marcel Ciolacu, care spune că procentul cu care au crescut veniturile atât pe gospodărie cât și pe persoană este mai mare decât cel cu care au crescut prețurile. Eu zic să stai liniști, Rudi. Ce să spun acum? Ceea ce n-am văzut, recunosc declarația, nu știu, e astăzi probabil, dată recentă. Da, e de-aseară, de la Antena 3. Sau de aseară, da. Nu am uitat, din păcate. Am și eu lipsă de la ideea așa că, într-adevăr, salariile au crescut mai repede decât inflația. Asta ne arată și statistica. Avem o creștere de salariu real, să zic așa, și în medie, și dacă ne uităm și pe anumite ramuri, mai mare decât inflația. E o realitate statistică. Ne vine să credem sau nu, aceasta este realitatea. Cred că la acest lucru se referea și premierul Ciolacu. Deci aici are dreptate, ce să spun. Dar ceea ce mă îngrijorează la domnul premier este faptul că insistă pe declarații fiscale. Am și scris, parcă fiecare zi ne mai dă o declarație legată de zona fiscală, ba cu sistemul de deduceri, ba cu faptul că, eu știu, vrea să aducă în zona aceasta de scăderea impozitării familiile cu mulți copii din rațiuni demografice. De acord, dar mai săptămâna trecută vorbea despre venituri excepționale. Cred că aici ar trebui un pic să fie mai atent pentru că, sau să se abțină, pur și simplu, pentru că toate aceste declarații fiscale au efect și ne aducem aminte de vara anului trecut, în care toată vara, vreo două, trei luni, am stat numai în declarații ale diversilor oficiali, de nimeni nu mai înțelegea, de fapt, ce vrem să facem cu sistemul fiscal. Deci, cred că aici este problema. În rest, pe zona aceea de raport între venituri și inflație, e corectă afirmația. Bun, domnule Negrescu, dacă tot vorbim de salarii, aș vrea să ajung și la salariul minim european. Aș vrea mai întâi să explicăm ce înseamnă trecerea la salariul minim european, pentru că n-aș vrea să înțeleagă cei de acasă că vor avea un salariu minim, nu știu, cât este în Italia sau cât este în Franța sau cât este în Germania sau... Adică salariul minim european nu e un salariu unic, practic, dar hai să explicăm mai întâi ce înseamnă salariul minim european, după care să vedem ce înseamnă trecerea la acest salariu. Vă rog, domnule Negrescu. În mod normal ar trebui să fie o aceeași formulă de calcul, de calcul la practica salariului minim, în funcție de performanța fiecarei economii în parte. Nu înseamnă că vom avea acel de salariu minim ca în Germania. Nu, în funcție de cum arată câștigul salarial mediu brut, se calculează 50% din el și ne dă un salariu minim în România, da?
Hei, aici e o mică mare problemă, pentru că e o diferență între economiile europene, inclusiv din punct de vedere al potențialului de creștere a veniturilor. Și aici noi avem o mare problemă. Gândiți-vă că peste 80% dintre companiile din România sunt micro-întreprinderi, sunt slab capitalizate. Abia se descurcă cu banii de la unul la altul. Le-am crescut taxele în 3 ianuarie. Să vii practic și să le impui o creștere în continuare a costurilor cu salarizarea, e o mică mare problemă. Gândiți-vă că vor să facă salariul minim brut de la 3300, cât e în momentul de față, la 3700 de la 1 iulie. Păi toate costurile astea cineva trebuie să le plătească. Le vor plăti firmele din ce? Ei, probabil din creșterea prețurilor și serviciilor și produselor pe care le comercializează. Deci este o măsură generatoare de inflație. Iar pe de altă parte se poate ajunge din păcate și la disponibilizări, în cazul în care firmele n-au bani să crească salariul. Pe de altă parte, mai e o problemă. Da, e normal să crească salariul și în România, pentru că uitați-vă ce se întâmplă cu prețurile. Și noi, într-adevăr, avem un salariu minim brut în momentul de față, sub nivelul celorlalte țări. De pildă, Bulgaria e la 477 de euro, noi suntem pe undeva pe la nivel de 660 de euro, dar Ungaria e deja la 710, Cehia și Slovacia sunt pe la 750 de euro pe lună. Deci da, trebuie să creștem, să stimulăm, practic, creșterea salariilor și în România, dar nu o faci prin decizii dintre astea administrative, nu o faci prin această reglementare europeană, o faci prin reducerea taxelor pe muncă, din punctul meu de vedere, pentru că acolo este marea problemă, din punctul meu de vedere, în relația cu angajatorii. Angajatorii, gândiți-vă că pe lângă salariul care le dau omului în mână, salariul net, da, mai dau 42% către statul român, taxe salariale. Ei, și aici e o mare problemă, de unde îi banii respectiv să-i plătești. De aceea se ajunge ca mulți dintre salariații din România să fie plătiți la negru sau să fie plătiți la salariu minim și restul banilor în plic sau sub cine știe ce alte forme, în așa fel încât să eviți plata taxelor către stat. Deci, cred că această măsură nu trebuie aplicată în 2024 sub nicio formă, pentru că an cu inflație mare. Cred că trebuie aplicată în viitor, în baza unui studiu de impact, să vedem exact dacă firmele își permit, într-adevăr, să trecem la această măsură, pentru că Uniunea Europeană nu ți impune ca astăzi să introduce această nouă regulă. Poți să o faci și să vii cu argumente normale, să vii cu un studiu de impact care să-ți arate că trebuie să o faci treptat, în așa fel încât să nu bulversezi mediul de afaceri. Da. Domnule Popescu, când ar putea fi introdus salariul ăsta minim european? Așa este, nu e o dată limită și e foarte important să creăm un mecanism predictibil, o ecuație, dacă vreți, matematică predictibilă, care să ne dea salariul minim și care să fie, bineînțeles, prin forma ecuației ajustată în fiecare an. Acest lucru va fi foarte bun și pentru angajatori care vor ști, o să aibă o previziune bună ce înseamnă pentru anul ulterior introducerea, deci cu un an înainte o să știe cam unde va fi pragul respectiv. Și angajații, bineînțeles, vor putea calcula și o să vadă că acea ecuație care va avea în componentă mai multe date macroeconomice o să fie cumva protejați de creșterea prețurilor și de inflație, bineînțeles. Acest salariu minim european nu o să fie, așa cum s-a spus mai devreme, același în fiecare țară. Trebuie să fie raportat la economia țării respective, dar cred că este important ca ecuația, ca modul de calcul să fie similar. Da, te rog, Rudy, o părere. Da, sigur, s-au spus lucruri corecte, adică există un mecanism european cuprins într-o directivă. România, ne place, nu ne place, trebuie să aplice și această directivă, pentru că sunt directive care uneori ne plac, alteori poate le privim cu mai multă reticență, dar în virtutea principiilor europene cred că e bine să o aplicăm. Acum, doar o singură idee, am făcut un calcul care arată cam așa, la 100 de lei creștere de salariu minim, brut mă refer, undeva la 42 de lei intră la bugetele statului, aici mă refer și la bugetul de stat și la bugetul asigurării sociale, și 52 de lei sunt în creșterea de salariu angajatului. Acest lucru ne spune destul de mult, adică este și un interes al statului de a crește salariul minim, pentru că încasează mai mulți bani la buget. Adică este și o miză
dincolo de ceea ce o numim socială, este și una bugetară și politică, de ce nu? Și din acest punct de vedere, evident că a spus domnul Negrescu mai devreme și domnul Popescu s-a referit, toate aceste creșteri sunt totuși suportate de niște companii, unele mici, altele mijlocii, de antreprenori mai mici sau mai mijlocii, și atunci riscul există de a, ca aceste companii să nu poată să plătească noile cheltuieli salariale și să renunțe la un post, la două posturi, să mai scoată un om pe, nu știu, pe jumătate de normă, nu se poate că plătesc același lucru. În fine, să caute soluții. Nu spun că va fi un fenomen de masă, dar există această posibilitate. Și atunci, dacă s-ar întâmpla acest lucru, nu e bine doar pentru buget, pentru că bugetul, în loc să încaseze, va plăti. Adică va plăti acea contribuție de acel ajutor de șomaj. Dar, în fine, nu dramatizăm. Însă, în orice caz, cred că după atâția ani ne trebuie, cum s-a spus, un tip de algoritm care să fie mult mai predictibil și care să ofere, până la urmă, un ritm de creștere normal pentru acest salariu minim despre care discutăm de multe, de mulți ani și nu găsim iată o formulă viabilă, să numesc așa. Păi și atunci, în logica în care discutam mai devreme, domnule Popescu, creșterea asta a salariului minim, iată că se dorește și la 1 iulie 2024 să crească salariul minim pe economie la 3700 de lei brut, de la 3300 sau puțin peste 3300 cât este în prezent. În logica asta, cum mai scade inflația? Da, am spus-o și mai devreme, creșterea veniturilor are și o componentă secundară inflaționistă. Da. Sigur, pe de o parte își propune să compenseze prețurile deja crescute. E ca un carusel cu efecte și contraefecte. Dar voiam să completez. Da, din fiecare 100 de lei, 40 de lei, merg la buget, dar o parte din banii ăștia merg în servicii medicale mai bune, o parte merg în fonduri de pensii. Adică sunt niște servicii care se întorc cumva către oameni, nu neapărat că ia bugetul și ia cineva la guvern și duce acasă. Vin în servicii publice mai bune, pentru că știm cu toții că, da, o parte dintre salarii la multe companii se dau un bric la negru. Cred că acel procent trebuie să scadă și la un moment dat să nu mai fie deloc. Adică banii să fie... Da, trebuie însoțită acel moment și cu o scădere a impozitului ca sumă, ca procent din venituri. Deci avem servicii medicale mai bune, pentru că eu știu cazuri de români care își plătesc contribuțiile la sănătate și la tot ce trebuie. Și în momentul în care au o problemă, se duc în afara țării pentru că nu găsesc rezolvare sau nu găsesc așa, medicamente. Că, sau nu găsesc... Din acea 100 de lei, nu toți banii merg undeva unde noi mai vedem. O parte merg la bugetul de sănătate, o parte merg la bugetul de pensii, o parte, adică se întorc cumva în anumite servicii care nu peste noapte o să fie extraordinare. Dar e un plus, e un pas înainte. Bugetul cel puțin a crescut continuu la sistemul de sănătate. Că încă se cheltuiesc banii nu atât de bine pe cât ar trebui, știm că încă, nu știu, se pleacă din spitale sau trebuie să aduce spital că nu au atâte, știm asta. Dar bugetele s-au mărit, e un lucru incontestabil. Și atunci când se va mări salariul minim, o să crească mai mult bugetul pentru sănătate și, v-am spus, și pentru alte servicii publice. Da, vă rog, domnule Negrescu. Da, hai să vorbim și de salariul net, că acolo e problema. Pentru că da, noi vorbim de 3700 brut, dar de fapt înseamnă vreo 2000 și ceva de lei net. Oare ce poți face cu 2000 de lei în momentul de față în România, altfel decât să supraviețuiești economic, nu vorbim de un trai decent? Ei, da, e o problemă și eu revin pe acea problemă pe care inclusiv premierul Cioloacu a scos-o în evidență. I-am văzut și pe liberal vorbind despre necesitatea scăderii taxelor pe muncă în România, pentru că, într-adevăr, e o mare povară pe umerii antreprenorilor, dar până la urmă și pe umerii populației, pentru că oamenii își văd văduvit, practic, își văd banii ducându-se la stat în loc să se ducă în buzunarul lor. Gândiți-vă că din câștigul nostru brut, din cât câștigăm noi salariu brut, dacă faci un calcul așa empiric, vei vedea că dai 42% din bani către stat cu contul câștigului salarial,
mai dai vreo 19% TVA pe toate produsele, serviciile pe care le cumperi, da? Mai dai taxe locale, impozite, amenzi, tot fel de accize și tot fel de lucruri și ajungi ca 60% din banii pe care tu îi câștigi să-i dai statului român. Și atunci te întreb, oare muncim mai mult pentru stat sau pentru noi? Da, și aici da, e o problemă legată de fiscalitate. Popescu, că avem servicii medicale, avem buget mai mare la contribuim la pensii. Noi avem un buget mare, într-adevăr, cel puțin la sănătate, sunt 13 miliarde de euro în fiecare an. S-a dublat bugetul ăsta în ultimii 10 ani și cu toate acestea nu văd niște servicii mai bune pentru cei care au, din păcate, nevoie de servicii medicale. Tot la privat ajungi, pentru că, din păcate, medicii de stat, atunci când te duci la spital să duci la o consultație, te trimit imediat la clinica lui privată ca să rezolve problemele, să câștige un ban în plus. Se întâmplă în România lucrul ăsta, e o chestie cu care ne-am obișnuit, din păcate, ca clinicile private să căpușeze, din păcate, sistemul public de sănătate. Nu mai vorbesc de că în spitale nu găsești medicamente, nu găsești tratamente și că de foarte multe ori nu găsești un pat de spital. Nu s-a mai construit spitale în România de ani de zile. De bea acum ne chinuim să construim cele 3 spitale regionale. Da, adică dacă banii a 13 miliarde de euro s-ar duce într-adevăr în servicii de sănătate mai bune, ar fi un lucru pozitiv pentru toată populația. Dar nu se întâmplă, din păcate, acest lucru, cel puțin în prezent. Poate în viitor lucrurile o să arate mai bine. Vă rog, domnule Popescu. Da, exact ce am spus și eu. Bugetul se va mări. Nu e o garanție că vor fi servicii medicale mai bune peste noapte, dar e o premiză să se întâmple acest lucru. Ține și de alte resorturi, ține și de o mai bună organizare și în spitale și în distribuția banilor, dar ce este clar că bugetul va fi mai mare cu fiecare creștere de salariu minim. Normal că salariul minim e tot timpul mic, e cel mai mic dintr-o țară, adică e greu să trăiești cu salariul minim, pentru că e pentru cele mai mici venituri. Sunt oameni care au salariu minim, dar cei mai mulți oameni au mai mult decât salariu minim. Și ne dorim cu toții, cu toate că are și o componentă inflaționistă, că atunci când crești, ne dorim cu toții să fie un salariu minim care să acopere, într-adevăr, un trai de bază. Nimeni nu spune că trebuie să trăiești în lux din salariu minim, dar măcar să poți să trăiești decent. Păi și astăzi poți să trăiești decent din salariul minim? E greu, tocmai de asta se va mări în luna iulie, cu riscurile că pune și puțină presiune pe inflație, dar se mai recuperează puțin pentru cei cu venituri mici, pentru cei care au salariu minim. Adică obligi cumva angajatorii să le dea niște bani în plus. Da. Până vom avea acel mecanism de care vorbeam pentru salariul minim european, care sperăm să pună pe niște baze mult mai clare și predictibile și previzibile acest calcul al salariului minim. Da, te rog, Rudi, scurtă concluzie. Da, foarte scurt. România pare atipică la nivel european, pentru că salariul minim trebuie să fie în principiu un refer, nu să aibă utilizare atât de largă. România sunt între 1,5 și 2 milioane, am văzut, de angajați care au salariu minim. E un specific, poate, al României. Nu cred că se practică pe o scară atât de largă ideea că dai salariu minim oficial și mai dai ceva în plic. E posibil să existe astfel de situații, dar instituțiile statului ar trebui să le controleze. Cred că ne trebuie mai investitori care să aducă valoarea adăugată mai mare și care să însemne salarii mai mari. Da. Bine. Mulțumesc, Rudi, domnule Negrescu, domnule Popescu, vă mulțumesc pentru intervenții și pentru dialog. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem fix cu titlurile orei 13 și o nouă rundă de dezbatere. Am revenit în direct. Premierul Ciolacu afirmă că procentul cu care au crescut veniturile atât pe gospodărie cât și pe persoană este mai mare decât cel cu care au crescut prețurile. El admite că este o diferență mică între cele două procente, dar susține că e pe plus, nu e pe minus.
Prim-ministrul arată că până în toamnă inflația trebuie să scadă sub 5% pentru ca românii să simtă creșterea nivelului de trai. Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionuț Troie, a fost ales luni seară președintele organizației PNL Sector 4 cu votul la 734 de delegați. Stroie le-a transmis membrilor organizației că rezultatele nu sunt doar ale unui om, ci ale unei întregi organizații și este nevoie să lucreze împreună pentru a câștiga împreună. Deficitul bugetar s-a situat la 2,07% din produsul intern brut pentru primele 3 luni, potrivit datelor preliminare, în contextul în care în primele luni au fost făcute plăți de 5-6 miliarde de lei pentru contracte de înarmare, în timp ce cheltuielile sunt în creștere de aproape 2 ori față de perioada similară a anului trecut, a confirmat ministrul finanțelor Marcel Boloș la evenimentul special organizat de Profit.ro. În acest context, cu datele privind execuția după primele 3 luni, ministerul face o analiză a finanțelor statului, a spus Marcel Boloș, care a dat asigurări că în pofinda rundelor de alegeri programate, pentru acest an, finanțele vor ține cheltuielile sub control. Produsul intern brut, date ajustate sezoniere, estimat pentru trimestrul 4-2023, a fost de 420,7 miliarde lei prețuri curente, în scădere în termen real cu 0,5% față de trimestrul 3-2023 și în creștere cu 1,1% față de trimestrul 4-2022, arată datele provizorii publicate de INS. Președintele Klaus Iohannis va participa joi la summitul inițiativei celor trei mări, găzduit la Vilnius, în Lituania. Se va discuta despre modul în care inițiativa trebuie să se dezvolte și să se adapteze și va pleda pentru rezultate concrete pentru îmbunătățirea conectivității regionale pe axa nord-sud și va aborda stimularea conectivității cu Ucraina și Republica Moldova. Rusia a cerut Kazahstanului să fie pregătit să-i livreze 10.000 de tone de benzină în cazul unei penurii agravate de atacurile și întreruperile de producție provocate de dronele din Ucraina. Belarusul vecin a fost deja în acord să ajute Rusia cu aprovizionarea de benzină. Atacurile cu drone au eliminat aproximativ 14% din capacitatea rusă de rafinare a petrolului primar la sfârșitul lunii martie. Până acum, autoritățile au declarat că situația de pe piețele interne de combustibil este stabilă și stocurile sunt suficient de mari. Peste 1 milion de mașini plug-in au fost vândute la nivel global în prima lună a acestui an, conform datelor publicate de unul dintre experți, José Pontes. Categoria mașinilor plug-in a crescut în acest an, câștigând 63% între ianuarie 2023 și ianuarie 2024. Acestea dețin acum o cotă de 16% din piața auto, de la 11% cât însumau în urmă cu un an. Dintre acestea, 61% sunt mașini electrice, cu o creștere de 48% față de anul trecut. Automobilele electrice dețin acum 10% din piața auto. Restul de 416.000 sunt mașini hibride. Continuăm cu sport. Spectacolul din Champions League revine astăzi la Prima Sport. Real Madrid-Manchester City va fi transmis pe Prima Sport 1 și Bayern München-Arsenal va fi difuzat în direct la Prima Sport 2. Ambele meciuri încep de la ora 22. Pentru al treilea an consecutiv, Manchester City și Real Madrid se întâlnesc în fazele eliminatorii ale Champions League. Ca de obicei, pe final, informațiile meteo. Vremea se va menține mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi temporar noros și vor fi averse, posibil cu descărcări electrice în Moldova și Dobrogea, local în Maramure și Transilvania și în estul Munteniei. Vântul va sufla în general slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 26 de grade, iar cele minime între 2 și 13 grade. Doamnelor, domnilor, discutăm despre Ucraina și despre apelurile disperate făcute de Zelenski după ce ajutorul SUA pare blocat în Congres, este blocat în Congres de mai multe luni. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Cum credeți că va evolua războiul din Ucraina în eventualitatea unui nou mandat al lui Donald Trump pentru Casa Albă?
Așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp 0727-222-244. Pauză, ne întoarcem la dezbateri. Doamnelor, domnilor, și discutăm cu istoricul Adrian Niculescu. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Dacă ne auzim. Respectat. Acum vă auzim foarte bine. Salutăm și salutăm pe telespectatorii noștri. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Vedem, domnule Niculescu, în ultimele zile mesaje îngrijorătoare provenite de la Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, liderul de la Kiev, care transmite niște mesaje destul de dure la adresa Congresului SUA, spunând că vom pierde războiul, că va pierde războiul cu ajutorul american blocat. Practic, soarta războiului este destul de incertă. Sunt vreo 60 de miliarde, dacă nu mă înșel, blocate de mai multe luni în Congresul american. Bine, acum și în contextul anului electoral din Statele Unite, lupta între democrați și republicani, republicanii care fac, bineînțeles, front comun în spatele lui Donald Trump. Donald Trump, care știm că are o retorică ușor diferită asupra războiului, o viziune diferită asupra războiului față de actualul președinte, președintele în exercițiu, de Joe Biden. Cum ar trebui să vedem aceste mesaje? Foarte diferită retorică, da. Să luăm, să spunem așa, punctual și gradual. Într-adevăr, declarațiile domnului Zelensky, făcute chiar acum două zile și ieri, da, sunt destul de îngrijorătoare, întrucât chiar am văzut că sunt făcute, una cel puțin era de pe front, alta era din biroul domniei sale, dar una era clar pe front cu un scaun și doi ziariști care stăteau la o mică distanță de el pe scăunele, pe front, pe câmp. Ei bine, ideea este că, într-adevăr, Ucraina, fără un ajutor masiv în arme din partea Americii, Statelor Unite, are imense dificultăți și, ca să spunem pe aia dreaptă, dă înapoi. Adică Ucraina pierde, rușii sunt în ofensivă, avansează, e adevărat, nu foarte rapid, dar avansează. Și se văd pe hărți, se fac kilometri, nu știu, 505 kilometri pătrați în câteva săptămâni, am văzut de curând, lucruri de genul ăsta. Realitatea este că, oricum am pune-o, mi-e tem că pentru Ucraina nu este deloc ușor. Și nu este ușor din cauza disproporției. Deci avem o țară care are elefantiazis, da, este vorba de Rusia, este enormă, are foarte multe resurse, dar are teritoriul care cred că e de vreo 15 ori mai mare decât al Ucrainei, dar problema este, bine, multe nelocuit, dar în bună parte e vorba de populație. Deci e o populație de 100 ruși, de 144 de milioane, ucrainienii au doar de 44 de milioane. Iată că aici e chiar o mică rimă. Ceea ce spune multe, adică 1 la 3. Și atunci asta este o imensă problemă, chiar și în condițiile în care ar avea munițiile, chiar și în condițiile în care ar avea armamentul sofisticat pe care îl doresc. Asta este imensa problemă pe care ne-o pune perioada atomică. Post-1945, nu mă refer numai la cea, inclusiv cea din timpul războiului rece. Avem o țară enormă, Rusia, care nu poate să fie contrată, asta ne învață istoria, decât dacă se creează realmente o coaliție, așa cum spunea Macron, ceea ce este aproape imposibil, pe teren, adică niște coaliții, o coaliție care să-i ajute, ca în al doilea război mondial la început. După ce a apărut bomba atomică, s-a terminat chestia asta, tocmai din cauza șantajului nuclear, și asta e marea problemă. Cei care sunt în alianțe, cum e în cazul nostru, NATO, suntem, cum îmi place mie să spun,
la adăpost, sub Streașină. Dar cei care nu sunt, Ucraina, Republica Moldova, țara noastră soră, e o mare problemă. Numai niște coaliții. Coalițiile nu se pot face. Macron a lansat acest balon de se, să spunem așa. A fost probabil ceva intenționat să vadă ce se întâmplă, dar ce reacții sunt. Reacțiile au fost negative, fiindcă este un risc mult prea mare. Dar adevărul e că numai o coaliție, ca să contrezi o țară care este cât un continent, Rusia, e nevoie de coaliția tuturor celorlalte țări, forțe, puteri, împotriva acesteia, Rusiei. Asta s-a întâmplat, să fie singuri împotriva întregii lumi, ca să înțelegeți bine despre ce e vorba. Singuri împotriva întregii lumi. În istorie, o spun ca profesor de istorie, s-a întâmplat o singură dată, în 1853-56, în timpul războiului Crimei, a fost Rusia împotriva restului lumii. A pierdut. A pierdut și aia a fost o ocazie fabuloasă care a deschis culoare extraordinare, inclusiv pentru noi. Unirea, CUZA, tot ce a urmat după aceea. Da. Altfel nu se făceau. Pașoptiștii noștri, cât erau ei de extraordinar, cum a fost și exilul nostru în care mă onorez și eu, căruia mă onorez și eu de-i fi aparținut, exilul putea să facă orice, exilul pașoptist Bălcescu, brătienii și tot puteau să facă orice, Goleștii și așa mai departe, dacă nu se întâmpla războiul Crimei, nu se putea întâmpla nimic, la fel la noi, dacă nu venea Gorbaciov, nu se putea probabil întâmpla nimic. Oricâtă bunăvoință am fi avut noi în exil sau ar fi avut aia la 1848, tot în exil. Deci, problema fundamentală este că Rusia nu poate să fie contrată, cred că nici măcar cu armamente și lucruri sofisticate, dacă o țară e lăsată singură, de una singură, să se bată, cum este amărâta de Ucraina. Ori da, intervenția celorlalți este imposibilă în era atomică sau are niște riscuri care depășesc orice fel de imaginație, că un război atomic ne poate decima în 10 minute, ca să fie clar. Deci asta este problema. Chiar și cu ajutorul ăla american ei nu s-au descurcat prea bine anul trecut. Le aducem aminte așa numita ofensivă, a fost un eșec. Da. Ce să mai vorbim? Mult așteptata contraofensivă de primăvară, de care a fost ulterior de vară, care n-a fost o reușită. A ajuns la toamnă. Nu, și n-a fost nimic, a fost un eșec. Da. Iar acum domnule profesor, ani, dar vedeți... Foarte greu merg lucrurile. Domnule profesor, dar vedeți vreo șansă reală pentru, acum realist vorbind, pentru Ucraina la NATO? Vă întreb acest lucru pentru că sunt niște tratate necesare ca un stat să adere în Alianța Nord-Atlantică, unul dintre ele fiind un tratat de bună vecinătate. Vă dați seama că este... Iar Ucraina nu putem spune că e într-o bună vecinătate în momentul acesta. Doamne ferește, este Toma, este spună apoteia glumă. Deci, nu, pentru intrarea lor în NATO există o singură soluție. Și asta a mai fost perspectată, prospectată și de alți conducători, inclusiv de domnul Sullivan, care este consilierul pentru siguranță națională al președintelui Biden, dar până și de Papa Francisc. E vorba de niște negocieri. Niște negocieri, sigur că nu sună foarte bine, dar pe noi să ne gândim în primul rând că ce ne interesează cel mai mult. Supraviețuirea Ucrainei, statalitatea ucraineană este crucială pentru existența, aș spune, a restului Europei, a noi, a noastră care suntem pe graniță și așa mai departe. Nu suntem atât de interesați, hai să o spunem pe aia dreaptă, de granițele foarte controversate și discutabile, orientale, ale Ucrainei. Cam asta e problema. Donbasul este o discuție nesfârșită, e acolo o populație rusofonă, care de altfel colaborează cu rușii și de-aia au niște pierderi mari în zona aia. Cazul Crimei pare deja, ca să spun așa, rezolvat încă în urmă cu 8 ani, în 2014, sunt 9 ani de atunci, aproape 10 ani. Deci cred că realist aici e problema. S-ar putea negocia, asta este opinia mea personală, s-ar putea negocia cu ei. Știu că nu sună bine
să se schimbe granițele prin amenințarea forței. Lucrurile astea se pot schimba eventual numai prin ratative, prin discuții, prin negocieri. Mereu îmi place să aduc aminte, până și Hitler a negociat, Hitler care era Hitler, a negociat la München și a obținut sudeții pe baza principiului naționalităților și așa mai departe, dar cu semnătura Angliei și a Franței, Chamberlain și Daladier. Deci, până și Hitler, iar aici domnul Putin a început să tragă cu obuzele, să spargă blocuri, să, ce, ați văzut ce imagini, fronturi întregi de blocuri găurite pe 9 etaje înălțime de bombele și de rachetele și de ce mai tragă obuzele rusești. Deci, însă, totuși, chiar în condițiile astea, eu cred că până la urmă compromisul ăsta ar putea fi. Fiindcă ne interesează, repet, în primul rând salvgardarea statalității ucrainiene, care constituie un formidabil, evident, tampon față de restul Europii și de NATO. Și atunci, granițele astea orientale, să se ajungă la o negociere, eu știu, de genul Donbass-ul 50-50, zic și eu, Crimea, nici nu se mai discută. Da, plus trebuie să menționăm că sunt niște exemple de dragul dialogului, nu... Da, dar de dragul dialogului, dar asta ar putea să fie în schimbul unor granițe care ar duce la o împăcare între Rusia și Ucraina, măcar așa cosmetică, granițe garantate, mai mici pentru Ucraina către est, asta ar fi condiția sine qua non pentru intrarea în NATO. Păi în aceste concesii pe care le descrieți dumneavoastră, domnule profesor, n-ar fi o, cu ghilimelele de rigoare, o sinucidere politică pentru Volodymyr Zelensky, care a avut de la începutul războiului niște mesaje pentru populație: vom lupta, vom învinge, au murit mii de oameni, zeci de mii de oameni, atât militari cât și, iată, cetățeni. Acum, cum poate veni după 2 ani de conflict Volodymyr Zelensky, adică mă gândesc, strica poziția lui și la imaginea pe care și-a creionat-o în ultimii ani, cum le poate explica ucrainenilor de rând, mulți dintre ei care au încercat să plece din țară, s-au întors în țară ca să lupte pentru Ucraina, să spună, domnule, o să cedăm, iată și Crimea, iată și Donbass, poate o parte din Donbass. Domnul Gheorghe, fundamental este să rămână Ucraina în picioare. Dacă el se căpătrânează pe granițele orientale, riscă să-și găsească Armata Roșie patrulând pe piața Maidan, în mijlocul Kievului. Asta este opinia mea. Dacă se întâmplă asta, e o nenorocire. E o nenorocire pentru noi toți. Ne interesează 3/4 măcar de Ucraina să fie păstrată, dar să fie păstrată și cu granițe definitive garantate NATO, deci intrarea în NATO, asta ar fi. Domnul Sullivan asta spunea încă de anul trecut, intrarea lor în NATO în schimbul unor garanții pentru granițele lor și garanții pentru granițele lor în schimbul unor negocieri teritoriale care, să fiu sincer, din punct de vedere al principiului naționalităților, ălora care au constituit baza Europei după 1918, aduse de marele președinte Wilson din Statele Unite, principiul naționalităților, în cazul Ucrainei, sunt discutabile, ca și în cazul tuturor granițelor născute din, atenție la ce spun, vă rog, născute din imperii care s-au dizolvat și aveau în interior niște granițe absurde. E și cazul Iugoslaviei, granițele interioare făcute de Tito, cel puțin, care era cel puțin la fel de dictator, măcar la începutul perioadei, cum a fost și Stalin, și a creat, a decupat cum a vrut el Bosnia și alte lucruri de astea, că tădea așa din multul pe care îl avea. Aceea situație a fost în Nagorno-Karabakh și am văzut ce dramă s-a întâmplat acolo, că Nagorno-Karabakh a fost dată de Stalin Azerbaijanului și toată nenorocirea, inclusiv din toate decupajele lui Stalin și ale lui Lenin, nu pot să fie bază pentru un principiu al naționalităților, fiindcă și-au bătut joc total de principiul naționalităților și au, al Wilson, 1918, și a ieșit o mizerie. Și toate granițele alea care sunt făcute, croite de domnul Stalin sau chiar de Hrușciov în cazul Crimei. Da? Crimea a fost dată în 54 de Hrușciov. Chipurile, cât erau pentru Holodomor ca recompensă pentru suferințele poporului ucrainian.
cât timp granițele astea erau în interiorul unui stat, n-au importanță. Granițe interjudețene nu sunt importante. Grav a fost că au fost recunoscute pe pilot automat, ochelari de cal, în 1991, toate granițele interjudețene ale imperiilor care s-au prăbușit, în primul rând Rusia, URSS-ul, dar vorbim și de cazul Iugoslaviei, și ne-am trezit cu situații din genul acesta oribile, inclusiv în Georgia, dar mai ales cel mai dramatic, Nagorno-Karabakh. Și am văzut după aia că pe principiul naționalităților s-a putut crea statul care este corect să existe, Kosovo, care este un, chiar dacă România, încă patru țări din Europa Unită, din Uniunea Europeană, nu recunosc, dar Kosovo e recunoscut de vreo 99, 102, 3, 105 țări. Deci am văzut pe principiul naționalităților, nu se poate depăși principiul ăsta adus de Wilson în 1918, pe baza căreia s-a constituit România, Polonia, Ceoslovacia, s-a întregit Franța cu Alzația-Lorena, s-a întregit Italia cu Triestul și Goriția și așa mai departe. Deci, ăsta este marea problemă. Salvgardarea Ucrainei, statalității ucrainene, care este fundamentală ca un stat tampon, care să devină Uniunea, chiar Uniunea Europeană, dar în primul rând să devină NATO, dar niște granițe răsăritene discutabile, aia este o altă problemă. Și în condițiile de față, chiar dacă, repet, nu este bine să cedezi în fața forței, forța brută a criminalului Putin, fără discuție, totuși aici trebuie să fii pragmatic. Să știi ce faci în situația asta. Te încăpătânezi pe granițele orientale și risc să pierzi Kievul, da? Sau încerci să găsești o soluție, cum spune Papa, cum spune acest Taliban și așa mai departe, cum spun destule de alte voci. Asta cred că ar fi o soluție rezonabilă. Iar în politică știm bine că piruetele se admit. Poate să scoacă și domnul Zelenski vreo piruetă, a făcut destule și așa mai departe. Deci și eu există cred că niște negocieri pentru că... Asta ar fi o soluție realistă. Și aici e o nuanță... NATO, dar cu granițe orientale rediscutate. Și aici e o nuanță interesantă, pentru că s-a discutat la nivelul liderilor mondiali. De exemplu, Erdogan spunea, domne, niște negocieri de pace la care Rusia să nu participe sunt sortite eșecului, adică trebuie să se așeze cumva. Dar e prin definiție, n-are sens un negocier. Pentru că a fost ridicată la un moment dat și ideea asta. Dom'le, haide să fie o negociere între puterile occidentale, Ucraina, să renunțe, poate, cum spuneți dumneavoastră, la o parte din granițe sau să-și mute granițele după teritoriile anexate sau așa mai departe, la care să nu participe Rusia. Păi... În schimbul unor garanții de beton. Dar asta nu se poate fără Rusia, asta este evident. Da. Este evident. Aș vrea în minutele rămase, mai avem circa 15 minute, să vorbim puțin de Donald Trump, pentru că sunt șanse foarte mari. Bine, pe lângă sondajele de opinie care arată doi candidați care sunt la un nivel foarte scăzut de încredere în rândul populației, adică din toată istoria SUA, atât Donald Trump cât și Joe Biden sunt la un nivel de încredere și la un nivel de priză la public, să spunem așa, la publicul larg, la electoratul american, destul de mică, poate cea mai mică din istorie. Doar că sunt foarte multe sondaje care îl conturează așa ca viitor președinte al SUA pe fostul lider de la Casa Albă, pe Donald Trump. Și ar presă... fi o năpastă, asta e cuvântul, năpastă ar fi. Năpastă? Pentru noi și pentru toată lumea, năpastă. Pentru că au apărut niște declarații și de aici aș vrea să pornim cu dezbaterea în care spune Donald Trump inclusiv lucrurile pe care le-a spus dumneavoastră. Bine, aici e o nuanță interesantă. Au relatat jurnaliștii de la The Washington Post niște fragmente pe surse din niște conversații private ale lui Donald Trump, în care aici e o nuanță interesantă. El spune așa, să obligăm Ucraina să renunțe la Donbas și la Crimea. Crimea să rămână, practic, a rușilor, așa cum a fost anexată în 2014, deși declarațiile lui Volodymyr Zelenski, că de aceea făceam referire la ele mai devreme, declarațiile lui Volodymyr Zelenski din ultimii ani de conflict indicau o victorie sau descriau victoria
ca fiind și preluarea Crimeei înapoi în, în administrarea Ucrainei. În măsura în care dați-mi voie, Crimeea este locuită 80% de populație rusească care vrea să fie în Rusia și a fost oferită numai în urmă cu 40-50 de ani, în 1954-70 de ani aproape, de către Rusio Ucrainei, eu cred că cazul Crimeei nu se poate pune în muncă, ca să spunem, foarte pe seleau lucrurile. Da, și cum vedeți nuanța asta a lui Donald Trump? Adică, domnule, nu vom încerca să convingem Ucraina, vom obliga Ucraina să... Asta e și tot. Nu, aici nu merge cu obligație. Nu, domnul Donald Trump, v-am spus, ar fi o năpastă dacă vine acest personaj. Eu vă spun însă că ideile pe care mi-am permis și eu să le reproduc și pe unele ca istoric, ca profesor de istorie le și gândesc, cred că sunt, s-au găsit în gurile multor responsabili, începând cu, cum v-am spus, consilierul domnul Sullivan, consilierul pentru siguranță națională al domnului Trump, s-au găsit într-o manieră mai brutală și puțin cam neavenită, cred, în gura însuși a papei, da, care a spus să ridice steagul. Asta mi se pare cam mult și cam chiar incorrect, să ridici steagul. Nu este chiar la steagul. Dar că poți să negociezi și așa mai departe. Turcia s-a oferit și ar fi o trambulină de, sau în fine ar fi o pasarelă de discuție, însă nu sunt idei noi. Trump e omul care spune că nu vrea să ne ajute dacă nu dăm 2,5 ca și cum din PIB pentru armare, ca și cum am fi la un tonomat, ei dau dacă plătești sau la un dăla în care iei o băutură, arunci 5 lei și iei un suc de fructe. Nu, automatele. Asta e sinistru. Dar eu cred că niște negocieri rezonabile, invocând și discuția principiului naționalităților, dar mai ales desenării, și revin asupra acestei chestii, desenării de către unor dintre criminali, cum au fost Stalin, mai puțin Hrușciov, dar și l-a desenat, și Lenin, asta e și valabil pentru cazul Transnistria, atenție, Transnistria care a fost lipită pur și simplu pe spatele Republicii Moldova de către Lenin. Când nici măcar nu era Republica Moldova, a fost un șah în 24, mai trăia încă Lenin, și au inventat o așa numită Republică Transnistreană, repet, este valabilă și pentru Moldova chestia asta, în care noi suntem, mai că moldovenii, sunt în postură de un fel de colonialiști acolo, într-o zonă în care românii, basarabenii, sunt 20-25% în cel mai bun caz, uneori sunt 15%, dar chiar mai puțin. Asta a fost o lipitură, o invenție a lui Lenin întâi, că a murit în 24, chiar atunci, și apoi a lui Stalin. Adică noi să respectăm granițele astea interjudețene, încă o dată vă spun, e vorba transformarea automată pe pilot automat și recunoașterea unor granițe puse pe pilot automat de către niște criminali, Lenin, Stalin sau Hitler, și asta e valabil, repet, și pentru Nagorno-Karabakh și chiar și pentru Tito, care n-a fost chiar criminal, cel puțin după 1948 n-a mai fost, dar a fost în primii ani, care a desenat cum a dorit el granițele Bosniei, Croației, fiindcă nu contează când este în interiorul aceleiași zone, acelui stat. Da? E o poveste care inclusiv în Austria a fost cu Burgenlandul, în 1919 a fost o problemă mare. Burgenlandul era dat ungarii, deși populația de acolo era de limbă germană, și da, doar cu intervenția României, Ungariei, Iugoslaviei și a Cehoslovaciei, Burgenlandul, pe principiul naționalității, odată fiindcă populația de acolo era de limbă germană, a fost dat înapoi Austriei și nu lăsată Ungariei. Printre paranteze, da, la Burgenland, în Burgenland este Academia, doar Academia Militară a Austriei, de la Wiener Neustadt, doar aeroportul Vienei, care este la Schwechat în Burgenland, și așa mai departe. Dau așa niște exemple. E, ăla a fost primul caz, când granițe interioare ale Austro-Ungariei, aranjamente între Austria și Ungaria, Franz Josef și liderii maghiari din 1867, au băgat Burgenlandul în virtutea unei chestii, că ungurii ajunseseră acolo pe la anul 900 după Hristos și că să le facă grea. Dar avea o satisfacție în interiorul statului habsburgic. Dar când granițe interioare devin granițe
exterioare și începe să treacă o sârmă ghimpată pe acolo, nu mai e același lucru. Asta e valabil și pentru Ucraina, și pentru Bosnia, și pentru Nagorno-Karabakh, amărâtul de Nagorno-Karabakh, care a fost obiectul unei curățenii etnice, și așa mai departe. Deci sunt multe exemple. Iar îmbucurător este, cred, cazul Kosovo, care s-a văzut că se poate. Da? Populația albaneză are dreptul în Kosovo, și nu sârbii. Iată, granițe interne care devin granițe exterioare, acolo încep dureri. Nu se pot recunoaște pe pilot automat cum s-a făcut. De asta cred că a fost o greșeală din 91-92 și uite cum le plătim greșelile. Da, domnule profesor, cum vedeți toate declarațiile din ultima perioadă, din ultimele luni? Anul ăsta a început destul de puternic la nivel declarativ și la nivelul mesajelor transmise de lideri europeni către populație. Mă refer la ministrul apărării din Germania transmitea populației și au apărut și acele documente cum că Rusia s-ar pregăti de un oarecare conflict cu NATO și transmite populației să fie pregătită. Ministrul apărării din Marea Britanie, de prin Suedia, din țările baltice, vin tot felul de mesaje. Și nu numai, vedem o retorică foarte dură la adresa rușilor din partea președintelui Emmanuel Macron, care a vorbit despre trimiterea de trupe, chiar dacă a fost rapid contrazis de... V-am spus, Macron are dreptate. Singurul mod de a contracara pe ruși este o coaliție a întregii lumii împotriva lor. Ai lăsat singur pe ucraineni este ca să mai prelungești agonia, dar ei nu vor putea singuri. Asta e realitatea, nu vor putea singuri să facă față, fiindcă sunt o țară mică, iar da. Rusia este o țară bolnavă de elefantiasis. Da, asta vă întrebam. Pare că Europa se pregătește de un potențial conflict cu Rusia, sau măcar... încearcă să liderii europeni să transmită niște mesaje către populație, niște mesaje de conștientizare, de a fi pregătiți, practic. Ce face cred România mai... în situația asta? Cum e? Cred că mai, iertați-mă, cred că e mai degrabă un mesaj către Rusia decât către populația din Franța, Italia, da. Germania. Mai degrabă e către Rusia. Uite, astăzi, de exemplu, am văzut un lucru interesant. Astăzi au aterizat la Vilnius, în Ucraina, o unitate de 20 de germani care vor fi avantgarda unei unități mult mai mari. Prima dată când armata germană se instalează într-o altă țară decât a ei și vor veni acolo în Lituania, sunt primite, au fost primiți cu mare entuziasm, unități de-astea ale țărilor NATO care ajută alte țări NATO, da? Care sunt de primă linie. Țările baltice, din păcate, sunt de primă linie, dar ei sunt garantat NATO. Asta e marea diferență. Nu cred. Este irresponsabil, chiar și pentru un om irresponsabil precum Putin, să facă un război nuclear, fiindcă știe că și el va fi terminat în felul ăsta. Adică războiul nuclear a blocat toate aceste căi de a se crea coaliții. Întotdeauna, în primul război mondial, în al doilea, până la al doilea război mondial, s-au creat coaliții internaționale care au ajutat să ținem minte cum era la 1848 și chiar în timpul războaielor napoleoniene. Polonezii aveau pe ei, luptau voluntari polonezi pentru Italia, pentru unitatea Italiei în armata napoleoniană și aveau pe steag per la nostra e la vostra libertà, pentru libertatea voastră și a noastră. E, așa ceva nu se mai poate, din păcate. Era minunat, era idealist, per la vostra e la nostra libertà. Asta e cunoscut din istorie, dar nu se mai poate din cauza șantajului nuclear. Nu cred că cineva îndrăznește să răstoarne acest șantaj nuclear, fiindcă e risc pentru toată lumea să dispărăm în 20 dincolo de minute. Dincolo de arma nucleară, care poate fi un mijloc de negociere sau de șantaj, cum spuneți, un război convențional cu Rusia îl vedeți posibil în momentul de față, din moment ce Rusia, să fim serioși, au avut mari probleme, chiar dumneavoastră spuneați că înaintează foarte greu, inclusiv în Ucraina, dar aminte... Înaintează, dar foarte greu. Ne imaginăm că Rusia ar putea, ar avea capacitatea în momentul de față să ducă un război pe mai multe fronturi cu alte state? Încă o dată, din 1945, de la prima explozie nucleară de la Hiroshima, nu mai e posibil acest scenariu, dintr-un motiv foarte simplu. Unu, că e vorba de moarte pentru toți. Doi, e vorba de o situație în care
admițând că se începe ca război convențional, în momentul când ai pierdut, că nu mai ai chef să pierzi, arunci bomba atomică. Deci despre asta e vorba. Război convențional este o ficțiune, să discutăm despre războaie convenționale când există bomba atomică. Cel care pierde aruncă bomba, că nu mai are ce pierde. Ați înțeles? Deci aici este, dacă vreți, capcana. Și într-un fel știm marele avantaj, dar și imensul dezavantaj de după 1945. Am stat în pace, în lumea liberă, s-a dezvoltat în libertate, apoi lumea liberă, după căderea zidului Berlinului, a câștigat teren din fericire și suntem și noi în lumea asta liberă. Dar, iată, reversul medaliei este că nu se pot face acele coaliții de care, sigur, domnul Macron are perfectă dreptate. Se poate contracara Rusia de către o coaliție restul lumii. Da. Toată lumea împotriva Rusiei, ca la echipa de fotbal a Braziliei. Bun, acum să vrea toată lumea împotriva Rusiei, că mai sunt și state așa destul care... Destul care doresc, chiar dori. Dar în condițiile de față este o utopie. El a lansat un balon de se, cum se spune. A încercat să vadă care sunt reacțiile. Reacțiile n-au fost grozave, dar asta a fost făcută pentru auzul rușilor. Sunt convins că domnul Macron, care pe fond are dreptate, s-a adresat rușilor. Numai că el știe că practic e aproape e utopic, s-a spus. Că nu se poate. Altfel e moarte pentru toți. Da. Bun, vă mulțumesc, domnule Niculescu, vă mai așteptăm la Prima News. Sperăm să fie totuși bine și să vedem. Eu cred că totuși soluția negociată, rezonabil, și nu are ce să teamă domnul Zelenski, fiindcă, repet, în politică se pot face piruete, a făcut și Churchill, l-au făcut și mulți alții. Da. Să vedem. Eu cred totuși că putem spera ceva bine dacă există minte, dacă există negociere și rațiune. Da. Vă mulțumesc, rămânem cu concluzia aceasta pentru această zi. Vă mulțumesc, domnule Niculescu, doamnelor, domnilor și dumneavoastră celor de acasă. Vă mulțumesc pentru atenție, că ați fost alături de noi și astăzi. Ne revedem mâine la ora 12, ora obișnuită, aici la Prima News. Rămâneți cu bine, o zi frumoasă!